la secretele Brașovului și vom discuta chiar despre secrete. O să vedeți ce fel de secrete, de ce, pentru că discutam cu invitatul meu în această a doua parte a emisiunii și când ne întrebam cum să-l prezint și am ajuns la o scurtătură așa. Am plăcerea să l-am alături de mine pe domnul Claudiu Jojatu, responsabil cu inovația la o companie de agenție digitală. Bine ați venit! Bine v-am găsit! De ce am recurs până la urmă la asta și cred că cel mai bine o să-mi spuneți ce face responsabilul cu inovația la o companie de agenție digitală și cum se numește în termeni tehnici. Eu l-am făcut așa foarte inteligibil pentru publicul telespectator. În regulă. În primul rând mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici. În al doilea rând, funcția completă, cea de care vorbeai mai devreme, este Chief Innovation Officer. Practic, eu sunt responsabil de partea de strategie, partea de client service, de discutat cu clienții, de ținut legătura cu clienții și partea de inovație, partea în care găsim împreună cu clienții noi și noi metode de a-și îmbunătăți serviciile și produsele. Cât de dezvoltat este acest mediu digital actualmente în România? Asta ar fi o întrebare și mergem pe una conexă. Cât de dezvoltat este mediul digital comparativ cu ce se întâmplă acum pe piața, haideți să zicem, vest-europeană sau americană sau, de ce nu, cea mondială? Deși sunt anumite voci care nu sunt foarte mulțumiți, eu văd foarte multe semne îmbucurătoare. Din punctul meu de vedere, piața de digital, piața de online și tot ce înseamnă zona asta, în România se dezvoltă foarte frumos, foarte bine și mai ales mie mi se pare că se dezvoltă sănătos. Într-adevăr, având cumva un delay față de cei care decid direcțiile pieței și aici mă refer în special la zona asiatică și zona de Statele Unite, venim tare din urmă și chiar am avut discuții pe tema asta cu diversi colaboratori, parteneri, clienți și am ajuns la concluzia că, datorită faptului că venim din urmă, noi putem să venim să implementăm direct noile produse și noile tendințe. Pe când în Statele Unite, în țările mari deja dezvoltate, există o infrastructură și e foarte greu să vii să o înlocuiești. Noi, neavând acea infrastructură inițială, cum e și exemplu că toată lumea se laudă acum, că internetul avem cea mai bună viteză de internet sau top 3, top 4. Normal, pentru că ei au început cu cablurile normale și schimbarea infrastructurii a fost foarte greoaie, pe că noi am venit și am implementat direct tehnologia nouă. Asta este cumva părerea mea și asta este viziunea mea. Am auzit la un moment dat într-un interviu, cred că domnul Paler a spus chestia asta, mergem prost într-o direcție bună. Acum, știi, mă gândeam așa, glumind amar, că ce bine ar fi să funcționeze sistemul ăsta pe peste tot, adică nu avem străzi deloc. Venim și implementăm niște autostrăzi cu 6 benzi. Până acolo cred că urmează să mai, da, corect, să mai evoluăm. Bun, ce înseamnă practic acest mediu digital și ce înseamnă, ce faci, hai să zicem, ce faci tu concret? Adică mediul digital pentru cei care nu sunt atât de familiarizați cu ce înseamnă digital în general și ce înseamnă partea aceasta? Cred că un sinonim mult mai ușor de înțeles este online. Tot ce este online. Mie îmi place așa să o simplific foarte mult, să-i spun tot ce are pixeli și kilobiți. Ce-i pe telefon, ce-i pe tabletă, telefon, ce-i pe tabletă, ce e pe calculator, ce e pe smartwatch-uri, da, că asta e noua modă. Acum e moda cu realitatea virtuală și realitatea augmentată. Tot ceea ce nu este cumva analog. Deși foarte mult din online acum începe să se suprapună. Să nu uităm, avem telefoanele tot timpul lângă noi, o citisem de niște zeci de ori, ne verificăm telefonul fiecare zi. Deci ele au început să se suprapună ușor, ușor. Și campaniile în care vin cu tablete în locații și te joci și faci un jocule sau se suprapun. Dar mediul digital sau mediul online, tot ce este cu pixel și cu biți. Și practic aici inovația e clar, constă în tot ceea ce e un produs probabil nou, care să vină să se aplice și să aibă niște o finalitate benefică pentru un client, presupun. Da, și cumva
Multă lume crede că inovația și a face lucrurile inovative înseamnă de multe ori pur și simplu să reinventezi roata gen, să reinventezi știu eu ce rețele de socializare și... Da. Nu, nu e cazul. De multe ori inovația poate fi mult mai simplă și atât de fin pusă, niște algoritmi în spate, niște modalități în care site-ul X trimite un newsletter foarte clar targetat, că deja tot ce înseamnă brandurile mari, da, Google-ul, cred că putem să-i spunem numele, Google-ul că nu-i facem, exact, știe cam totul despre noi, tot ce e necesar și nu este ultra-confidențial. El va ști să-ți dea ție, care ești bărbat 30 de ani din mediul urban cu studii medii, îți va livra de cele mai multe ori conținutul de care tu ai nevoie să nu te împroaște tot timpul. De multe ori inovația poate fi fix acolo, la nivelul ăla subtil pe care tu nu-l vezi. Nu este noul Facebook. Nu. Este o chestie foarte simplă. O modalitate nouă de a face un lucru care s-a făcut, astfel încât să fie mult mai performant, mult mai aproape și mult mai ok. Publicitatea din mediul online, că vorbim acum practic de această zonă, o va anihila, o va, nu știu, o va subția pe cea din mediul scris, pe cea din cea tipărită? Nu știu dacă aici sunt în măsură să vorbesc despre asta foarte, foarte mult, deși eu am lucrat și în, și în print în trecut. Îmi place să cred că nu, pentru că ele nu sunt, cel puțin în viziunea mea, vorbesc din punctul meu de vedere, ele nu sunt lucruri care se exclud unul pe celălalt. Adică dacă ai un ziar care este online și este și în offline, tipărit, înseamnă că nu poți să-l citești și pe ăla și pe ăla. Într-adevăr, vorbim aici de costuri, de felul în care citești, de accesibilitatea lui, că tot timpul, din nou, ai scos telefonul, ai văzut știrile, l-ai închis. Scos multe ziare care deja au trecut pe și se manifestă online. Dar offline-ul nu înseamnă doar ziare. Eu personal nu cred. Poate că se va subția, cum ai spus, dar se va reinventa la un moment dat. Cel puțin romanticul din mine asta speră. Eu întotdeauna mă gândeam așa, atunci când voi fi în vârstă, mă gândeam că voi sta la o cafenea, la o masă și voi citi un ziar. Știi că sunt ziarele, ziar din hârtie, așa, și să stau să beau cafea și să citesc un ziar și uitându-mă în ultimii ani, nu mai fac acest lucru începând de acum. Adică am telefonul și când stau și beau și un ceai sau o cafea, mă uit pe telefon și citesc ziarul. De asta mă gândeam că poate o revenire, așa cum foarte bine spuneai, în timp, cine știe cum va evolua piața. Deja producătorii de hardware, de soluții hardware prin care să accesezi online-ul, au adus pe piață un prototip de ecran flexibil care se comportă... Cam ca un ziar, dar nu foșnește. Exact, dar nu foșnește. Încă. Nu știm ce ne rezervă viitor. Inovația poate să facă să foșnească și ecranul. Exact, la un moment dat. Păi, cum e la mașinile electrice, nu știu dacă știi. La mașinile electrice, în box îți dă sunet de motor ca să-ți dea senzația asta. Că în rest o mașină electrică e... ca un fân. Ai pornit fânul pe poziția 1, ți-o și părul sau că mergi cu mașina cu 280 la oră, ca zgomot e cam același lucru. Evident, exagerez un picuț, dar soluții vor exista. Știu că ai susținut în fața studenților de aici, din Brașov, un speech cu tema inovația în mediul digital. Și aș vrea să ne spui și nouă câteva lucruri punctuale vis-a-vis de ce le-ai spus și după aceea, în continuare, aș merge cu ideea că atunci când un student vrea să se ducă în această zonă, să lucreze în această arie, care ce ar trebui să urmărească? O întrebare complexă și cred că ar trebui să o împărțim în două. Prima întrebare sau primul răspuns este legat de ce le-am povestit. Deși cred că unii dintre ei au fost așa pregătiți să vin să le povestesc, să le arăt cum se face inovația, Nu am putut să fac asta, pentru că, din nou, este un proces. Nu cred că nimeni poate cineva să spună, gata, eu pot să te învăț să fii inovativ, să fii mai strateg și să faci lucruri mai cool. Nu, ce am făcut, le-am povestit foarte, am fost foarte subiectiv și le-am povestit din experiențele mele, din lucrurile care m-au adus pe mine aici și felul în care fac eu lucrurile. Nu cum ar trebui, voi trebuie să faceți așa. Nu, eu vă spun cum fac eu lucrurile. Luați ce vă trebuie, luați ce vă place și luați ce se potrivește pentru voi. Am povestit puțin despre parcursul meu profesional, despre cum am ajuns aici
despre procesele noastre de lucru și etapele prin care fiecare proiect trece, începând de la discuția cu clientul în care încercăm să înțelegem foarte bine nevoile lui, care este problema pe care el crede că o are, care este soluția pe care el și-o dorește. După aia am trecut în zona de hai să înțelegem. Hai să înțelegem foarte bine dacă problema clientului este reală. Cum putem să îmbunătățim clienții lui, utilizatorii, ce pattern-uri de consum au, cum intră, cum utilizează telefonul. Ca la o etapă a treia este momentul în care clarificăm cu clientul. El vine și ne spune, uite, asta cred eu că este problema mea. Noi venim și spunem, uite, ce credem noi că este problema ta. Hai să vedem. Unde se potrivesc? Unde se potrivesc? Unde ajung lucrurile? Ca la sfârșit să venim să facem designul soluției. Și când mă refer la design, nu înseamnă să desenăm, ci să gândim tot conceptul ăsta și tot complexul de soluții și tool-uri și acțiuni pe care trebuie să le facem astfel încât să îi rezolvăm clientului problema. Că de fapt și de drept noi asta facem. Clientul vine, are o problemă, noi trebuie să-i rezolvăm problema lui. Că nu vinde suficient, că este îmbătrânit și nu vinde în online, că n-a reușit să se adapteze, că are probleme de comunicare internă și trebuie să-i dezvoltăm soluții online de, sau să-i agrem, să arătăm cum să folosească soluții online de comunicare. Nu știu, depinde punctual care este problema. Cumva despre asta am vorbit și după aia am interacționat cu ei, am lăsat pe ei să pună întrebări. Că, la fel, e foarte interesant să afli ce vor ei să știe. Eu cred că voi vreți să aflați asta. Nu, ziceți-mi voi ce vreți să aflați. Voi mă întrebați, eu vă răspund. Și a fost cam jumate-jumate. Și după aia, a doua parte a întrebării a fost legată de cumva calitățile sau... Dacă ar vrea să se ducă cineva în zona asta, cam la ce ar trebui să gândească? Nu știu, ar trebui să aibă niște, calități, omul respectiv? În primul rând, sunt fan și recomand școala să învețe. Deși eu nu sunt exemplu cel mai bun pentru că eu sunt inginer zootehnist. Eu am terminat facultatea de zootehnie și lucrez în online și în digital. Să învețem. Și există renumitele, acum lumind, ferme online care fac și se pâine, zeceri și așa mai departe. Da, ele se produc tot în fabrici. Exact. Încă n-am ajuns să facem printare 3D de pâine. Apăsăm un buton și se printează 3D pâinea. Și să înțeleagă neapărat că și după ce se termină facultatea, școala, liceul, facultatea, universitatea, masterul, ce fac ei acolo, procesul de învățare abia atunci începe. Școala, facultatea, te învață doar cum să înveți. Și la 40, și la 50, și la 60, și la 80 de ani, atâta timp cât vei lucra, și nu te vei retrage pe o insulă pustie să bei cocktailuri și să stai cu mințel, cât vei lucra, vei învăța. Odată. Al doilea lucru, pasiunea. Atâta timp cât nu ai pasiune și să nu... Adică că te duci acolo, de ce? Pentru că e pe trend și pentru că se pot face bani? E cool și se fac bani, am auzit eu. Nu e chiar așa. Da. Mie îmi place să spun că partea asta de să fii foarte bun la ce faci în domeniul ăsta, să fii inovativ, este de fapt rezultatul dintre pasiune, să vrei să faci chestia asta, să-ți dorești, să fie un mod de viață pentru tine, înmulțit cu skill-uri, cu ce înveți zi de zi, zi de zi, zi de zi. Pentru mine asta este inovația. Skill-uri înmulțit cu pasiune. Mai cu seamă că mediul online se schimbă și asta cu siguranță cei care sunt aplicați asupra lui o văd foarte bine, se schimbă foarte, foarte repede. Ceea ce se întâmplă, vorbim de reguli, în reguli în ghilimele, da? Vorbim de regulile puse poate de Google sau regulile care cresc la un moment dat, tot ce înseamnă motor de căutare, se schimbă des. Și cum foarte bine spuneai, dacă nu ești pasionat și nu ești acolo în temă, degeaba ai învățat. Ce ai învățat acum 2 ani nu mai e valabil. Sau e ce știi tu că se face pe mică. Windows 95, exact, da, nu mai merge acum. Da. Îmi aduc aminte de ce spuneau la un moment dat părinții mei, păi da, eu când am fost acolo știu că era așa, locul ăla nici nu mai există măcar decât fizic, în rest nu mai are nimic de în comun cu ce există acum. Și dacă în viața, să zicem asta, analogică, în viața externă, lucrurile se schimbă și locul pe care știai tu că e acolo acum sunt doar cărămizile. Imaginează-ți în online, unde acum faci site-ul, mâine poți să-l închizi. Mâine poate să nu mai fie, da. Da. Mă gândeam acum că povesteai de tehnici de inovare sau ce înseamnă inovarea. Până la urmă, dacă ne uităm în trecut,
că așa trebuie și privită, și eu sunt un fan al inovării asta, ca să ne-am nimerit cumva așa, și am și studiat această, destul de aprofundat zic eu, această idee și îmi place, și întotdeauna în inovare lumea o vede așa, exact cum foarte bine ai spus, în inovare se numește că am inovat dacă am inventat roata pătrată sau ceva senzațional, adică ceva care se vede din prima și e palpabil și nu. Inovația înseamnă mici lucruri, foarte bine spuneai, lucruri, poate un algoritm nou, poate să fie numai lucruri foarte mărunte, dar care, la rândul lor, pot să facă un bulgare care să se mărească. Exact. Și tot timpul dădeam la un moment dat în cursuri această idee în inovare, încă din cele mai vechi timpuri și poate chiar în domeniul muzicii, că e ceva total paralel, Mozart stătea și inova adormind datorită oboselii și dormea într-un, există relatări conform care aș pune un scaun într-un lighean și lua o monedă mare în mână și adormea în lighean și în momentul în care scăpa moneda exista un zgomot evident major, se trezea și atunci scria o parte din ceea ce venea pentru că mintea îți vine în altă stare și era vorba de... Da, momentul ăla între somn și... Da, am auzit, e o zonă frumoasă. Da, o zonă frumoasă care interesant. Poate fi dezvoltată, dar cum foarte bine spuneai, pasiunea cred că este elementul principal și eu unul ader foarte mult la această idee. Bun, să trecem mai departe și să ajungem în practic acum, adică în exact ceea ce spunea, e cool și face bani. Bun, ca să-mi fac un blog care să producă bani, indiferent că sunt, nu știu, în mediul economic, că sunt muzician, că sunt așa mai departe, ce ai recomanda din punct de vedere, nu știu, unui începător sau unuia care, deci să nu ne adresăm, să nu mergem chiar într-o zonă a specialiștilor? Păi, în primul rând, nu sunt blogger. Nu este o zonă pe care eu care să-mi fie foarte confortabilă. Mergem pe media. Cred că înainte de tehnici, tool-uri, platforme și de tot ce trebuie să faci, în primul și în primul rând trebuie să-ți alegi foarte clar domeniul. Eu personal cred că este mult mai greu să începi să scrii despre, să fii generalist. Da, blogger generalist. Despre orice. Decât să te duci să te nișezi. Ești foarte bun pe fotografie, scrii despre fotografie, cu tot ce înseamnă ea, de la obiective, camere, până la tips and tricks, uite ce am mai testat eu. Deci să-ți alegi o nișă sau să descoperi acel lucru la care ești bun și să dezvolți acel lucru, să nu încerci să vorbești despre toate. 1. 2. Un lucru foarte important, să fii consistent. Și în timing și în felul în care postezi. Dacă tu ai început și postezi zilnic, să nu ai la un moment dat o rupere și să postezi lunar. Să fii consistent. În timp, în subiect, în lucrurile pe care le faci. 3. Ce am spus și mai devreme. Să fii pasionat. Userul, clientul, omul care intră pe site-ul tău, cititorul, în clipa în care încerci să-l duci de nas și să te prezinți ca ceva ce nu ești, se va prinde în secunda 2. Iar el nu va rămâne lângă tine dacă nu crede în tine. Degeaba, tu ești cel mai bun specialist, ești cel mai tare, ești cel mai... Dacă el nu crede în tine. Chiar și în mediul online, tot persoana vinde. Poți să ai cel mai bun design, cel mai tare logo, cele mai mișto texte, dacă el nu crede în tine și dacă nu te consideră ca fiind un specialist. Iar practic, acum să vorbim un picuț și de practic, trebuie să-ți definești foarte bine obiectivele și în funcție de obiective să alegi, îți alegi domeniul tău, cum e în cazul meu, să zicem, jojatu.com. Nu l-am, sper să nu-l ia nimeni acum că, da, ok, există și alte domenii, da, exact, nu e problemă de asta. Sau să scrii pe .wordpress sau .blogspot, să scrii pe medium.com, asta e o platformă unde nu trebuie să-ți faci tu nimic. Scrii acolo și oamenii te citesc pe tine din contul tău. Deci ai un cont într-o platformă, nu ai cumva platforma instalată pe serverul tău. Care sunt obiectivele? În funcție de obiective, te duci acolo. Vrei awareness, te duci și scrii în zonele, devii contributor. Asta e terminologia și asta e moda acum, contributor. Unde sunt platforme care asigură cititor, nu trebuie să faci eforturi să... Tu numai trebuie să faci efortul de a ajunge acolo, de a scrie, că bănuiesc că nu știu, sunt pe oricine poate să scrie. Asta cred că e ultima problemă. Din nou, da? Dacă scrii bine, ești pasionat ești consistent, automat ajungi să scrii unde îți dorești. Uh-huh. Nu asta e problema.
Problema este să reușești să generezi conținut de calitate. Nu să scrii 6 sfaturi despre cum să nu știu ce. Come on! Acum și după aia mai scrii peste o lună și eventual, da. Da, exact. Trebuie să fii consistent și să generezi conținut de calitate. Vrei awareness? Vrei să trăiești din publicitate? Atunci îți iei domeniul tău, jojato.com, scrii, faci și compromisuri, accepti branduri să vină să împingă. Mai cotizeze și așa? Da. E natural, nu... E ok, este perfect ok să faci asta. În final, trebuie să mâncăm. Trebuie să mănânce și toată lumea trebuie să mănânce. Și aici apare deja, apar discuții mult mai complexe de etică. Accepți anumite branduri, nu accepți. Cât de departe ești dispus să te duci cu compromisul. Dar trebuie să-ți definești obiectivele. Unde vrei să ajungi? Din nou, asta e părerea mea, nefiind un specialist în blogging. Doar ce văd și eu din exterior și din experiența mea de online. Dacă ar fi în urmă, cu cât timp te-ai apucat practic de această meserie? Și acum fac o ușoară introducere și explicație la această întrebare. Sunt oameni care acum au ajuns poate într-un punct, fie că sunt tineri, fie că sunt mai în vârstă, care poate au o meserie pe care o dețin într-un fel sau altul destul de bine, care poate nu mai e la modă, care poate, nu știu, sunt vari lucruri care se întâmplă actualmente. Până și eu, student fiind, la un moment dat, am învățat niște lucruri care în momentul în care am absolvit facultatea, nu foloseau la nimic. Deci erau limbaje de programare și lucruri care erau deja perimate, lucruri care se poate întâmpla foarte ușor și acum. Dar bine, ți-asigur o bază, nu intrăm mult în detalii. Ce-ți spuneam? Exact, te învață cum să înveți. Exact, și te învață cum să gândești și cum să înveți, îți creează niște deprinderi. Deci oameni care poate au ajuns într-un punct acum vor să-și schimbe jobul. Vor să treacă, să lucreze în acest mediu online. De aia te întreb și pe tine și revin acum la întrebare. Când te-ai apucat tu, dacă mai ții minte punctual, așa că poate, nu știu, ți-a venit brusc într-o zi ideea, gata, de azi într-un mediu online, și ce le-ai recomanda sau celor care într-adevăr dețin poate o cantitate de informații, de cunoștințe destul de bună, de a trece în mediu online? Cred că am deja undeva în jur de 10 ani de când lucrez. Cumva la mine tot timpul au fost domenii conexe vânzările sau partea de client service, de discuție cu clientul și online-ul. Cred că sunt deja 10 ani, dar exclusiv în mediul online am aproape 8 ani. Bun. Și punctual, că nu mai avem timp așa de explicare, emisiunea repede, foarte pe scurt, o sugestie celor care vor, care s-au oprit într-un punct și ar vrea să schimbe jobul. Merită să treacă în această zonă? Dacă îți pasionați, evident, că aia nu mai reluăm. Absolut. Clar, e viitorul și trebuie să vezi, să vadă toată lumea ce se întâmplă. Telefoane din ce în ce mai performante, cum spuneam, smartwatch-uri, au realitate virtuală, realitate augmentată. Acolo este cumva, să-i zicem, viitorul, chiar dacă sună ca un clișeu. Da, viitorul este acolo. Și în curând, da, ecrane curbate care o să foșnească ca și ziar. Domnește! Mulțumesc, Claudiu Jojatu, pentru prezența la Secretele Brașovului. Mulțumesc și eu. Oameni buni, pentru astăzi, atâta la Secretele Brașovului. Să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. La revedere!